Băuturile alcoolice pot dăuna, un lucru evident și incontestabil, dar chiar și dându-și seama de acest lucru, oamenii continuă să bea, expunându-și și sănătatea la un risc constant. Gama de băuturi care conțin alcool este imensă astăzi. Conform Pride Pizza, acesta include alcoolul etilic în sine, precum și vodka, coniac, whisky și rom. Băuturi carbogazoase cu conținut scăzut de alcool, precum șampania, vinurile spumante și berea. Adesea, pericolele alcoolului sunt judecate tocmai după puterea sa și, în lumina acestui fapt, berea și șampania par a fi practic băuturi răcoritoare inofensive, care nu au nimic de a face cu alcoolismul și cu consecințele sale negative. În realitate, nu este deloc așa. Studii recente ale oamenilor de știință canadieni au arătat că, în ultimii ani, tot mai mulți oameni nu suferă deloc de coniac, whisky și chiar vodka de calitate scăzută. Cele mai periculoase băuturi alcoolice din lume au un procent scăzut de alcool etilic, dar creează o dependență ridicată și se beau în cantități mari, cocktailuri energizante cu adaos de alcool. Un studiu a fost realizat la Universitatea Victoria, Canada, iar rezultatele au fost publicate la mijlocul lunii aprilie din 2017. Conform datelor culese de oameni de știință, cel mai mare prejudiciu adus inimii, creierului și organelor interne este cauzat de cei care preferă să amestece alcool cu băuturi energizante sau să cumpere cocktailuri gata preparate în cutii. În plus, față de vătămarea evidentă și dovedită a sănătății, astfel de oameni sunt mai susceptibili decât alți alcoolici de a experimenta crize de agresiune și crize sinucigașe. De asemenea, se caracterizează printr-un traumatism crescut. Printre iubitorii de băuturi energizante alcoolice, sunt de câteva ori mai puțin oameni care au suferit accidente în stare de ebrietate decât printre cei care preferă băuturile mai puțin riscante, relatează Pride Pizza.